ați venit în grădina cu idei. Astăzi vă invit chiar în grădină, nu e o grădină cu idei, o grădiniță lângă casa noastră, unde vreau să fac o colaborare. Cu cine colaborez? Cu Gabriela, cărui canal se cheamă Izabela, după numele fetiței ei. Și astăzi vom face o vânătoare de ouă. Vom face împreună, și ea în Germania, eu aici în Italia. De ce astăzi? Pentru că astăzi sunt florile, este ziua de Paști, prima zi de Paști catolic, și profităm, știți voi, noi profităm și de sărbătorile italienești și de cele românești. Așa încât astăzi, ca să scot copiii un pic la mișcare, să-i dezlipesc un pic de electronică, i-am scos afară. Acum ei fac așa un tur de pistă. Sunt mulți oameni care aleargă și au ieșit și ei un pic să facă mișcare și după aceea o să-i pun la vânătoare, o să-i trimit la vânătoare de ouă. Eu am împărțit, o să distribui într-un spațiu destul de limitat ouăle, pentru că aici ne aflăm într-un câmp destul de larg și eu o să trebuiască să le găsească. Bun, eu urez Izabelei mult spor la găsit ouă, urez să vină iepurașul cât mai încărcat, cu surprize și cu cadouri, și vă trimit și pe canalul ei. Nu uitați, urmăriți canalul Izabela, unde o să vedeți aceeași vânătoare de ouă. Haideți la treabă, distribuim ouăle și după aceea chemăm vânătorii. Te las așa o... Profitat de ziua asta frumoasă și am venit, cum vă spuneam, la o vânătoare de ouă. Copiii trebuie să apară, ei fac deja un pic de jogging pe pista asta ciclabilă. Și ce au de făcut? Am distribuit într-un spațiu restrâns câteva ouă, vreo 20, nu multe. Și ei trebuie să găsească. Cine găsește cele mai multe în 5 minute o să câștige un mic premiu. Premiile sunt așa, simbolice, pentru că premiile mai mari le lăsă pentru Paștele nostru. Vor primi niște figurine pentru albumele pe care le colecționează ei. De exemplu, Adrian colecționează figurine cu fotbaliști, iar Teodora cu animale, și le-am cumpărat câteva pliculețe cu astfel de figurine, câteva ouă de ciocolată. Ceea ce nu știu ei este că vor primi, cine care câștigă, evident, va primi un ou de ciocolată mare, mai mare, evident, pe care până la urmă îl vor împărți pe din două, dar mă rog, știți voi, motivația și satisfacția de a câștiga o, așa zis, concurs. Din Sport TV. Da, haideți! Lasă-l acolo, Ade. Deci, aveți doar rândurile astea. Deci, rândurile astea două sunt cu ouă. Așteptați că trebuie să dăm startul. Deci, cine găsește cele mai multe în 5 minute? În 5 minute. Le au ață și le luați așa, luați cu tot cu ață și le puneți pe deget, da? Deci sunt aproape 20 de ouă, da? 20. În 5 minute cine găsește cele mai multe? Doar rândurile astea două, atâta, ăsta și cu ăsta, atât, da? Când dăm startul, 5 minute, nu mai mult, da? Ați înțeles? Asta de unde aici? Pe aceste două rânduri. Da, da. Deci, haideți că dăm startul. 3, 2, 1, start!
de ouă? Câștig ouă la mare. Așa că ai luat plasă. Hai, mai aveți? Ia uite, te-au mai găsit unul. A plecat și tata la cules de ouă. Vrea și ea, probabil, un regal, un premiu. O zi superbă afară, cu soare, nici nu-i frig. Îmi pare rău că nu au înflorit toți copacii aici, că de regulă când înfloresc toți, eu o minunăție. Deci, Teo, Teo a câștigat premiul, ura! Adu a câștigat jocul, dar să nu credeți că ați făcut deja degeaba asta, v-am mai pregătit iepurașul. Ta-ta-ta-ta! Ai văzut? Teo? Arriva! Acum tu li numeri? Uite ce ți-a mai adus iepurașul! Yay! Ține-le! Ah, e premiu! Mare l-am găsit eu, eu am 12. Teo da, are numai 11, tata, da. Eu am 12. Alte ouă, da, de ciocolată. Deci n-ați fost numai la vânătoare de ouă de plastic, dar vânați și ouă de ciocolată. Ouă de Paște din cacao, adusă din România. Putem desface unul, vedem cum e? Hai, da, desfaci. Hai, câștigător la puncte. Teo. Teodora, ura, trofeul. Oul de ciocolată. Avem un nou ouă de Paște. Acum e ora de îndulcit. Toată lumea ne îndulcim, ne încărcăm cu energie dulce. Jokerul, da. Da, vânătoarea nu dura mai mult de 5 minute, nici măcar 5 minute. Pentru că vânătorii au fost foarte rapizi și au găsit repede ouăle. Dragilor, asta a fost vânătoarea noastră de ouă. Vă mulțumim că ați urmărit acest filmuleț și ne întâlnim la următorul. Nu uitați să vă abonați și un Paște și o primăvară superbă vă dorim!